Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn, etalare pentru de... Mai, pentru februarie. Pentru februarie. Deci, voi fi zis decembrie, probabil că în decembrie a fost ziua voastră, ceva s-a întâmplat și acum simțiți efectul unor lucruri, nu știu. În fine, în timp ce am amestecat aceste de cărți, sper să vă placă. A venit însingurarea, dar a venit pe orizontal și asta e de bine. Chiar dacă poate unii dintre voi ați încercat să vă controlați mental, regele de spade, controlul, niște tendințe, poate jucă ușe normale, chiar dacă sunteți tineri, chiar dacă nu sunteți tineri, eventual pentru a vă concentra pe abundență, pe o manifestare de o altă natură. Dar cred că totuși în singurarea în care unii dintre voi, unii, repet, nu toți, da, în singurarea prin care ați trecut, o călătorie, în general e Saturn aici, o călătorie lungă, neplăcută, în care stați mai mult voi cu gândurile voastre, vă ajută să comparați, să faceți comparație între un vis, sau mai bine zis, o realitate virtuală, în care aveți niște dorințe, niște idealuri, dar vă stresează foarte mult pentru că vă luptați și cu conștiința și cu mai multe lucruri. Și, iar ce mai aveți de comparat între acea realitate virtuală, dacă pot să zic așa, sună oarecum a pleonasm, dar așa este. E o realitate virtuală, da? Și o posibilitate mult mai reală de expansiune și de manifestare a abundenței într-un mod benefic, playfulness, dar eventual dacă vă controlați. Știți că aceste cărți, aceste, să zic, energii benefice, nu vin într-un mod haotic, aici vreau să ajung. Nu vin într-un mod haotic. În acest context, acest control, rege de spade, nu mai asociez musai aerului, cât planetei Saturn, care vă guvernează pe foarte mult. Și atunci, dacă ați fost o perioadă singur sau ați simțit că ați trecut, ia uite, prin nespor, prin încercări grele care v-au epuizat, bănuiesc că faptul că a venit pe orizontal cartea e un sfârșit de ciclu sau e o etapă în care vă eliberează această însingurare. Poate această însingurare să fie și o tăcere între voi și cineva. O tăcere între voi și cineva din diferite motive. Ori persoana a avut alte activități, ori s-a controlat, ori a încercat să separe visul de realitate. Adică vorbim, ne bucurăm, dar ce se poate realiza concret în această, eu știu, în acea relație, în acea... Să nu spun musai relație, ca să nu se înțeleagă greșit, interacțiune. Hai să vedem totuși un light motiv pentru Capricorn. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Februarie 2022. O carte care să ne susțină pe o anumită direcție. Capricorn, te rog frumos. Sfinte, te vă arată un mesaj pentru Capricorn. Aduce pe Sfinte, pe Sfinte, să Hristos, să Sfinte, să fie închemitant, care e lume și răbdare. Ghizimei spirituale, arătați un mesaj pentru Capricorn. Cu răbdare. Pentru că unii vor musai să amestecăm în fața lor. Nu stai? Capricorn. De ce vine așa greu? S-a părut că asta vreau să zic. Transformare, interesant. Ce e foc la de mare, otăr? Bănuiesc că e focă. Transformare. Dar știi că transformarea este asociată cărții care reprezintă moartea în tarot, moartea și renaștere. Dar nu e moarte, este un tranzit, știți bine, da?
Și asta, de fapt, tranzitul acesta înseamnă transformare. Probabil în această perioadă, în acea perioadă, poate încă mai sunteți unii, dar vă pregătiți să ieșiți la liman, la suprafață. Ați experimentat niște stări emoționale mai întunecoase, poate depresii, poate neîncredere în voi, poate stare de tristețe, specific Saturn, energiei saturniene. Poate Saturn va face vreo conjuncție cu vreo planetă în harta voastră natală sau niște aspecte mai dure și a creat acest disconfort emoțional. Dacă a trecut pe luna voastră, vă zic clar că este greu Saturn pe lună, că vorbim de emoții, este excepțional de greu. Aș vrea să vorbesc despre chestia asta. Și acum, teoretic, 18, interesant că 18 este asociat lunii. Lună, moarte, renaștere, da? Rac, pești, scorpion. Sau cărți, sau case de apă, casa 4, a 8, a 12. Aici trebuie să... Din aceste ape trebuie să ieșiți voi la liman și să vedeți ce frumos e oceanul deasupra. Ce calm este, chiar dacă e atât de profund și de întunecos uneori, tocmai profunzimea creează și umbre și întunecimi. Dar aici este, trebuie să vă ascultați intuiția, să simțiți emoții pozitive, aici e transformarea, să simțiți emoții pozitive, pentru că simțind emoții pozitive sau concentrându-vă sau controlându-vă emoțiile, mintea în mod special, mintea creează emoțiile, da? Puteți, prin aceste emoții pozitive, să manifestați ce este pozitiv, soare, abundență și, da, ce am mai zis mai devreme, aventură, în sensul frumos al cuvântului. La capătul setului de cărți, ce aveți? Împământenire, groundness. Eu așa traduc. Trebuie să vă ancorați în această realitate, dar, dragii mei, trebuie să faceți diferența între o realitate manifestată de gândurile negative și o realitate manifestată de emoțiile pozitive și gândurile pozitive. Din acest motiv ar trebui să fiți undeva într-o stare de echilibru. Vedem ce alte cărți mai vin. Ia uite, interesant, s-a oprit la existență, la numărul 1, la magician. Intrați în manifestare în momentul în care... Ia uite și împărăteasa. Puteți să fiți creativi în momentul în care înțelegeți ce am zis mai devreme. Gândurile merg mână-mână cu emoțiile și în funcție de ele puteți să manifestați pe pământ, în viața reală, ori pozitiv, ori negativ, da? Inocență. Munciți. Munciți în a vă păstra inocența, da? Ca să-ți păstrezi inocența trebuie să muncești cu tine. Munciți în a vă manifesta creativitatea. Vă două persoane aparent diferite, dar care se potrivesc foarte bine. O persoană mai în vârstă, cu un fel de a fi aparent inocent, dar este inocența căpătată prin muncă și prin înțelepciune. Nu aceea stupidă, lipsită de experiență. Și o persoană, să zic, mai tânără, nu e obligatoriu să fie bărbat-femeie, dar e o persoană mai tânără, foarte creativă, dispusă să se bucure de potențialul ei maxim, și le văd față în față. Și simțindu-se bine împreună, o fi o relație, ce ar putea să fie o relație profesională între un soi de profesor spiritual, eu așa-l văd pe acest drăgălaș, ce ar putea să fie Osho, Confucius, cine vreți voi să fie, dar și această împărăteasă. Manifestați ceva. Oricum, mai vedem. Ideea este că aveți acest potențial. Sunteți în momentul, mai ales că vine mai un pic și intrăm în primul portal, al doilea portal, da? 2 februarie 2022, pentru care o să fac o etalare mâine, da? Aveți grijă cum intrați în acest portal ca să vă puteți atrage oportunitățile, să puteți manifesta pe pământ idei, dorințe mai vechi. Aveți grijă ce, apropo de cometă, de stea, aveți grijă ce dorințe vă puneți.
Hai să vedem. Capricorn, soare, luna, Venus, ascendent. Nodul nord în Capricorn. Februarie 2022. Ia. O dată. De două ori, de trei ori și tăiem. Posibilități. Aveți posibilități. Trebuie să vă ridicați undeva deasupra ca să le vedeți. Pentru că dacă le vedeți la nivelul pământului, n-aveți suficient spațiu și perspectivă. Trebuie să fiți cât mai sus. Ia uite, am amestecat ce am amestecat, dar tot acolo ați revenit. Ați văzut? Da, ați văzut? Ați văzut. Capricorn. Interesant, măi, deci în fața voastră, doi posibilități. Trebuie să vă faceți planuri, să renunțați la, în general, doi de bâte, cam așa este, la o bâtă care stă pe loc, ca să luați una care este flexibilă, disponibilă, să meargă mai departe, să vă susțină în expansiunea voastră. Apropo, capricornii sunt, mare parte din capricorn se reprezentează, de fapt, de semnul săgetătorului în astrologia vedică, mai ales cei care sunteți până în gradul 17. Provocarea este maturitatea, abundența într-o formă sau alta. Un soi de rege, da, nu e rege, este cavalerul, parcă, de monede. Dar ideea este să manifestați abundență. Dar abundența se poate mai vedem. În trecut, ați avut oameni care v-au mințit, care s-au purtat măști. Șapte de spade, politică, da? Dacă ați intrat în politică, vai vouă. Ia să vedem. Sper că nu. E un șarpe. Cu clopoței. Mai, o să clarificăm. În trecut, minciuni mari. În prezent, aveți curaj, puteți eventual cu această carte să ieșiți undeva, așa simt acum să traduc această carte, să ieșiți în lumină, undeva într-un spot, să zic, pe o scenă, nu obligatoriu pe scenă, în ideea să fiți văzuți de oameni, dar în preajma cuiva, ori voi sunteți mai mari și aveți pe cineva mai mic, mai firaf, dar cu potențial, îi luați în preajma voastră și colaborați, eu așa văd o colaborare, ori e invers. Persoana respectivă este mai mare, da, crescută, înflorită și voi sunteți niște bobocei. Aveți curaj că puteți să vă transformați viața, eventual aveți oameni care vă susțin sau voi susțineți pe cei care sunt mai mici. Vedeți unde sunteți. Și asta, dacă lucrați cu chakra inimii, care va aduce și abundență, dar și succes și dragoste. Vedem ce alte cărți mai vin. În viitorul meu, te master. Un profesor spiritual. Pentru mine acesta e profesor spiritual. De la care puteți să primiți multe informații. Dar informațiile sunt foarte subtile. Nu? Cine așteaptă ca un profesor spiritual să vă vorbească pe această limbă pământeană? Cred că se cam păcălește, pentru că profesorii spirituali pot vorbi prin multe, multe feluri și adesea felul în care vorbesc ei este neînțeles prima oară, a doua oară, ca și parabolele lui Iisus. Câte studii se fac în fiecare biserică, apropo, poate are legătură, poate nu are legătură, nu știu voi câte studii biblice ați făcut sau cât ați analizat, de exemplu, dacă nu sunt biblice, dar am dat de exemplu că noi suntem totuși o nație de ortodoxi, de catolici, de creștini în principiu, da? Și studiile se fac și adventiști și penticostali, ce-l mai fi. Ideea este că din Biblie e un text și îl dezbați. Și îl dezbați oameni de diferite educații, de diferite niveluri, cu diferite viziuni și ajungi să înțelegi, de fapt, ce a vrut să spună acel înțelept sau Iisus sau Solomon sau sau Ioan, sau Pavel și așa mai departe. La fel și despre cei care sunt din altă cultură, altă tradiție. De exemplu, Rumii. Că pe mine mă interesează foarte mult Rumii. Este profesorul meu spiritual. După Iisus este profesorul meu spiritual. Rumii, tot așa. E o poezie, un vers dintr-o poezie, nu poezia întreagă, și îl analizezi și îl dezbați și îl
te gândești, meditezi la el, îndelung. De asta zic, limbajul unui profesor spiritual este altfel. Nu vă așteptați să vă dea mură în gură rezultatul pe care ar trebui să-l obțineți voi sau să vă facă temele. Pentru cine are urechi de auzit, pentru că unii oameni așteaptă și în aceste etalări un limbaj, eu nu-l practic. Cine e deranjat de acest limbaj să caute în altă parte? Acum, profesorul spiritual puteți să fiți și voi și nu e obligatoriu să fie spiritual, o să-l și clarific, dar pentru mine asta e clar spiritualitate. N-are altceva ce să fie. În continuare, sfatul. Cu alte cuvinte, unii creșteți, tocmai pentru că ați avut parte de niște minciuni, de niște trădări, de o viață proiectată de alții, vă dați seama că nu are rost să trăiți viața proiectată de alții. Ce înseamnă asta? Că și familia ne proiectează și societatea ne proiectează anumite imagini pe care ar trebui să le imităm în viața noastră și să zicem că suntem fericiți, dar nu. Poate din acest motiv trebuie să alegeți între abundență și spiritualitate. Posibil, vedem, o să clarific, dar deocamdată acesta este un mesaj pentru unii dintre voi. Dar în prezent treceți prin transformare. Casa 8-a a scorpionului despre care am vorbit, 8 înseamnă transformare, aveți transformare și aici. Și ce mai era? Da. Mai, nu știu, parcă văzusem ceva. Am mai văzut ceva, nu mai știu că. În fine. Sfatul, rebelul. Oh, dar de fapt acesta este împăratul în viziunea acestor cărți. Cărțile se numesc Oș, sunt, cum îi zice, Oșo. Parcă Oșo. Nu am aici încă. O am? Ia să mă uit. Stați un pic. Stați un pic. Am mâncat carte, instructajul, nu am cutia. Dar ca să vă zic. Da, Osho Zen Tarot. Apropo, poate este pentru cineva acest mesaj. Să vă apucați de, eu știu, meditații. Da, de meditații să vă apucați. Deci, sfatul rebelul. Dacă sunteți bărbați, descoperiți bărbatul divin din voi, dar bărbatul divin nu stă în cătușe, nu stă în lanțuri. Trebuie să-și descopere focul interior, da? Trebuie să aibă acest vultur, iaute, să fie deasupra, da? Să se ridice și să înfrângă acest șarpe și eventual, e un șarpe aici, da? Aici este un alt șarpe, eventual șarpele, este iar transformare, să renunțați la pielea veche, și să descoperiți potențialul vostru. Și ce este aici? Un șarpe foarte colorat, ar putea să fie chiar Kundalini. Pentru ce? Kundalini se trezește și prin meditație, nu trebuie să faceți sex ca să, da? Și nu puteți să faceți sex cu oricine ca să se trezească Kundalini, apropo de chestia asta, da? Nu cu oricine. Nu o tehnică. Una este Kamasutra și alta este să trezești Kundalini. Asta pentru, nu știu, a fost probabil pentru cineva un mesaj, da? E o diferență. Să ai noțiuni tehnice și alta e să trăiești ceva special. Dar, bărbatul divin din voi, eventual, doamnelor, poate aveți norocul să vă întâlniți cu bărbatul vostru divin. Ideea este că rebelul trebuie să fie rebel, nu? Logic și după denumire. Este din lanțuri, nu vă lăsați încătușați în sistem, pentru că aici este tendința lui Saturn să creeze sisteme, da? Și voi, poate, unii dintre voi aveți această tendință, dar v-am zis, capricornii, mulți din capricorni sunt marcați de săgetător. Sunt marcați de săgetător până la gradul 17-18 și de-aia nu vă comportați atât de saturnian cum poate lumea se așteaptă să fiți. În fine. Hai să vedem ce mai zice voi aici despre... Să mă trag și eu așa cu coada ochiului. Dacă tot am luat cartea... Unde este? Cu ce începe? Aha, începe cu... Ce-ar mai zice despre acest rebel? Aceste de cărți. Aveți o flacără în mână. Aveți... un foc, o energie pe care trebuie să o mânuiți cu dibăcie. Cu dibăcie. Pentru că împăratul este, de fapt, 4 într-un om. Îi cuprinde, îi manifestă, mai bine zis, pe toți cei patru regi.
Asta înseamnă că sunteți foarte educați și instruiți în a manevra acest foc. Focul înseamnă spirit, înseamnă pasiune, da? Este o energie foarte puternică, este o autoritate. Ori mergeți înspre o figură autoritară, pentru că văd împăratul și profesorul, poate să fie una și aceeași persoană, bărbat, femeie, nu contează, dar care manifestă o energie masculină, adică este activă, și eventual, fiind în preajma lor și voi învățați, preluați în această energie. Știți că, în general, iar vă mai zic, da? Regii, împărații erau educați de, evident, de mari înțelepți, nu de orice profesor. Cu alte cuvinte, stând în preajma unor profesori de calitate și voi deveniți puternici, autoritari. A, ce interesant, aici pe umăr are soarele. Asta înseamnă că trebuie să radiați putere, energie, încredere în voi. Iar asta trebuie să fiți. Nu musai acum, mâine, poimâine, evident, nici poate până la sfârșitul lunii februarie, pentru că am zis că o etalare se manifestă mai multe luni, dar în viitor, pentru că apare viitorul, da? Și am zis că cineva, chiar am zis de la început că cineva vă protejează, uitați că apare totuși un profesor care vă crește, vă ghidează, vă susține, într-o formă sau alta. Vedem, pentru Doamne, ce ar mai putea să însemne acest rebel. Influență exterioară, această totalitate. Numărul 5, un soi de 5 de bâte, de conflict, de joacă riscantă. E o joacă riscantă cu focul. Apropo, una este să te joci cu focul și aveți 2 de bâte sau 2 posibilități, dar ambele reprezintă un anume fel de energie. O energie riscantă, cineva care vă îndeamnă la riscuri. Apropo, aveți grijă la trecutul acesta să-l fi învățat din păcălele pe care le-ați trăit. Și altcineva vă susține, pentru că și aici e semn de foc într-un fel sau altul, e chakra inimii, da? Reprezentată de zodia leului, taie și soare și verde. Da, este un joc. Pentru unii mai maturi, posibil să fie și un triunghi amoros. Posibil. Dar cineva vă ține, dacă cineva își dorește să vă cuprinde și să manifestați lumina între voi doi, o energie karmică vă ține, probabil aceste minciuni în care a stat, oricine poate fi, energie karmică și din familie, și dintre prieteni, dintre colegi și evident că poate să fie și iubire, da, mai veche. De ce vă este teamă de acest pat, da, un soi de, nu, ce este? Cavaler, valet de apă, cam așa ceva. Vă este teamă unora să ieșiți din colivie. Dar trebuie să aveți curaj. Că uitați, colivia, crăpăturile acestea, colivia se deschide din când în când. Crăpăturile apar din când în când. Trebuie să profitați de ocazie. Aici este colivia în care ați trăit, minciuna în care ați trăit unii dintre voi. Și nu o spun ca să vă acuz, nu, pentru că toți trăim până ne trezim, toți trăim o minciună, un proiect, o imagine a altora, a familiei, a societății, repet, a religiei în care am. Dar o religie, cum să zic, nemanifestată corect, pentru că religiile sunt bune în felul lor, dar manifestate corect. Însă, știm bine că istoria a demonstrat contrariul. Însă, vă este teamă să ieșiți din colivie, eventual. Și stați așa și vă uitați, oh, ce frumos ar fi să fiu și eu liber, să fiu și eu curajos. Dar aici este. Ieșiți, pentru că aici se rup lanțurile. Fiți rebeli, ieșiți din colivie. Ieșiți din această strânsoare a unei energii karmice, clar. Pentru că aveți aici soare și aveți și aici o lumină. Soarele este pe umărul vostru. Sunteți aleși să mergeți într-o nouă direcție, într-un nou parteneriat. Vedem exact în ce constă acest risc, pentru că este un risc, da? 5. Nu știu de ce îi zice totalitate. O să mă documentez, dar deocamdată așa canalizez. Ce vă doriți? 4 de bâte. Un soi de... Da, 4 de bâte. Aici înseamnă participare. Să fiți într-un cuplu în care participați de comun acord
Cuplu, colaborare, poate fi și colaborare, întâlnire cu prietenii, evenimente frumoase, armonioase. Ați zis proiect, parcă am zis proiect, da? Poate să fie și casă, evident. Cuplu, casă, proiecte, vedeți, depinde de vârsta voastră. Dar se bazează pe armonie, pe înflorire. Apropo, interesant, să înfloriți împreună, da? Una e să fie o singură floare și alta e să fie un buchet de flori sau să fie parte dintr-o inflorescență. Apropo de maturitate, de abundență aceasta. Interesant cum vin cărțile. Chiar n-am mai folosit acesta de mult. Dar vreți să participați eventual, alături de cineva. Și patru înseamnă stabilitate, să creați o stabilitate, repet, plăcută, nu cu sacrificii, nu cu minciuni, nu cu tensiuni, ci în armonie. Sunt toate roșu, galben, albastru, verde, da? Să manifestați toate chakrele, să le combinați. Experiența voastră cu experiența lor, am zis, unul este mai mare, altul e mai mic, vedeți unde sunteți și să combinați și să creșteți împreună. Frumos! Moralitate, ce reușiți să faceți? Să înțelegeți niște concepte legate de moralitate. În general, este regina de spade. Semn de aer, dar nu obligatoriu semn, cineva cu marcaj în semn de aer, dar vorbim, trecând peste semne, pentru că în aceste cărți, această carte nu susține prea mult semnele zodiacale, este altfel, este un set de cărți spiritual, da? Zen, Osho. Poate că ar fi bine să citiți Osho, dar cu grijă, cu măsură, vă recomand, dar cu măsură, pentru că și Osho are excesele lui. Moralitate. Apropo, înțelegeți moralitatea tocmai pentru că ați trecut prin minciună, pentru că ați fi mințiți, pentru că știți ce înseamnă să purtați măști, pentru că așa trebuie. Nu poți să spui nu știu ce. Bine, nici nu poți să fii nepoliticos. Una e să te controlezi din dorința de a fi politicos, de a fi de vibrație înaltă. E o mare diferență între controlul asumat și masca purtată în relație, în societate, în diferite situații, da? Și acum înțelegeți moralitatea. Ce înseamnă să fii moral? Poate colaborarea cu cineva, iar vă ajută să înțelegeți ce înseamnă acest concept. Și receptivitate, vai, regina de cupe și regina de spade. Aici este între minte și suflet, între minte și inimă. Să vă găsiți echilibru. Două regine, o energie feminină, apropo, dacă începeți, probabil cu o energie feminină pentru unii, se manifestă până la sfârșitul perioadei, nu zi, musai, lună, o energie feminină. Morală și receptivă, aș spune, da? Că este a voastră, că este a altei persoane. Interesant că este nufărul, știți simbolul, da? Din suferință se naște trezirea spirituală și ce frumoasă este. Apropo de lumină și de verde, da? Am zis că e o energie frumoasă aici, o colaborare. Ar putea să fie o colaborare, dar haideți să și clarificăm. Înainte de a clarifica, la capătul setului de cărți, Turning In, un soi de patru de cupe, dar în acest set de cărți, meditați la compromisurile, stresuri, ia uite, la stresuri pe care le-ați făcut, la șabloanele pe care le-ați trăit, la amânările pe care le-ați, să zic, manifestat, la sacrificiile pe care, iar, sau mai bine zis, stagnările pe care le-ați trăit în stres, făcând compromisuri nepotrivite. Compromisurile sunt, uneori e bine să faci un compromis, două, dar nu care să-ți afecteze moralitatea și spiritualitatea și energia și curajul și încrederea în tine. Dacă faci mai multe compromisuri decât este normal, te izolezi, devii un... Nu te mai recunoști, trăiești în măști și și în iluzii și în captivitate. La aceste lucruri vă gândiți voi, pentru că aveți parte unii dintre voi de o trezire,
Sau trezirea s-a produs, dar vă zic că trezirea nu se produce odată, pentru că trăsnete se întâlnesc, da? Într-o vară cel puțin sunt nu știu câte trăsnete, într-o viață nu știu câte trăsnete, separări, dărâmări de construcții, iar reconstrucții, iar trăsnete. E un turn aici. Vechiul eu, vechea, să zic, piele trebuie eliberată ca să se nască ceva nou. Și trebuie să aveți curajul. Dar trebuie să alegeți cu maturitate. Abundența, nu minciunea, nu locurile aride, ci locurile, oamenii care, de la care aveți ce învăța, să zic, oportunitățile din care puteți să creșteți. Unii dintre voi faceți meditație și încercați să vă separați de energiile negative. Unii dintre voi poate faceți channeling sau, da, auziți voci, unii. Dar dacă auziți, iar separați ce auziți. Pentru că unele voci, mare grijă cu channeling-ul, foarte mare grijă cu channeling-ul. Unele vă pot induce în eroare, mare, mare grijă. Trebuie să vedeți ce emoții, ce simțiți. Alții, ca să nu mai vorbesc doar de channeling la Capricorn, deși unii, da, au dreptul, da, au această posibilitate, nu că dreptul. Dreptul avem toți, avem același drept din naștere și oportunități, dar unii și le pierd pe drum. Pentru alții, v-ați separat de cineva. V-ați separat de cineva și vă e dor de momentele frumoase, eventual, patru de cupe, vă e dor de momentele frumoase. Că această separare va aduce o senzație de izolare, de, poate pentru unii, da, că este, vă este teamă. Dar hai să mai vedem. Clarificăm. Doi de bâte sau posibilitățile acestea. Care sunt posibilitățile acestea? Pentru Capricorn, soarele, noveni, să ascendent, nodul nori, Capricorn. Doi de bâte. Central. Pentru Capricorn, tură frumos. Am zis că vă transformați, vedeți și voi cartea, nu uitați, leitmotiv, transformare. De la întuneric la lumină, de la minciună la adevăr, la creștere spirituală, la receptivitate, la moralitate. Minciuna nu e morală, evident, e imorală. La moralitate, e o transformare și cineva, repet, vă susține. Și când vorbesc de minciună, nu zic, nu zic că sunteți mincinoși, ci că ați trăit ca toți, toți. Cine zice că n-a trăit, că s-a trăit în adevăr, nu. Până nu-ți găsești adevărul, până nu ai parte de primul turn, dar vor fi mai multe într-o viață, vă asigur. Și uita, și ascultați și priviți, ascultați învățăturile marilor profesori spirituali. De câte struncinături în viață au avut parte? Nu vorbesc numai doar de Iisus. Câte tentații până și în timpul postului, da? A avut tentații, da? Până în ultima clipă, până și pe cruce a avut tentații, da? Cine spune că a ajuns la un anumit grad de spiritualitate și nu mai are tentații, este un ghid spiritual mincinos, vă asigur. Așadar, turnuri vor mai fi, dar important este ca, după acestea care au fost, să preluați lecția cea mai bună. Hai să vedem două posibilități. Da. Ori stați aici, ori vă ridicați și vedeți că în spatele munților este soare. Unde vreți să mergeți? Să stați aici printre... Ce sunt ăștia? Tufișurile acestea, să vă pitiți prin tufișuri sau să mergeți către soare. Chiar dacă e drumul lung. Chiar dacă este obositor și greu uneori. Da? Cu alte cuvinte, să rupeți lanțurile. Că lanțurile țin un om pe loc. Lanțurile reprezintă și frica personală, fricile noastre. Dar, repet, este și o chestiune care ține de educație. Interesant. Inocență. În această carte, în aceste de cărți, această carte are numărul 19 în tarot, 19 asociat soarelui și aveți 18 și 19 soarele și luna într-un fel sau altul.
Energia masculină o vedem, energia feminină o vedem. Dar ideea este că dacă ar fi de ales, este... Da. Aș spune că aveți de ales între o viață foarte interioară pentru unii dintre voi sau regrete pe limba altora, mai simplă, da? Între regrete, dar pentru cei care înțeleg și limbajul acesta, între o viață introvertită, meditativă, în care aveți niște provocări, aveți niște, cum să le zic, nu tentații, nu, bruiaje, pe care trebuie să învățați să le selectați. Da? Și soarele sau manifestarea în exterior, cu inocență, cu lumină, cu speranță, cu înțelepciune. E o energie, n-aș spune feminină, introvertit și extrovertit. Da, aici este, da, introvertit și extrovertit, pentru cei mai subtili dintre capricorni. Pentru ceilalți, mai simpli, aveți de ales între regrete, o senzație de depresie, de supărare, poate, și manifestarea soarelui, încredere, optimism. Să vă bucurați de o plantă, de o floare, da? Un pic și vine primăvara, da? Alegeți de acum ca să se manifeste într-o lună, două, da? Drăguț mesajul. La capătul setului de cărți, transformare și aveți fără gândire sau negândire. Aici este marele preot, educația întunecoasă din care venim majoritatea. Din care trebuie să vă transformați și voi. Din întuneric, din haos a apărut. Nu e din întuneric, nu. Din haos a apărut. Aici nu e haos, aici e întuneric. Dar întuneric aici, în această energie, da? Emoțional întunecoasă și iar aveți transformare, da? Trebuie să vă transformați, să ieșiți la lumină. Și ce e mai frumos decât soarele și inocența, nu? Da, trebuie să vă transformați. Pentru unii dintre voi poate ați fost într-o căsătorie cu cineva cu marcaș în scorpion și v-a afectat, eventual, pentru unii, nu pentru toți. Sau este legat ceva de luna mai, de cineva născut în luna mai, în zodia Taurului, poate. Sau gemeni și scorpion, eventual. Văd și fecioară, văd și... sau luna nouă. Dar aici este, trebuie să ieșiți, să fiți independenți și să vă eliberați de, iar, izolare, de tendințe ale unora negative, de gânduri negative, de proiecții, da? Ori a stat, cum apare și aici, a stat în preajma unor oameni negativi, unii dintre voi, nu toți, dar unii. Dacă nu aveți oameni, aveți niște spirite negative în jur. Mai curățați casa. Aveți grijă. Că nu degeaba au apărut minciunile. Clarifică maturitatea, te rog frumos, provocarea. Ia uite. Fiți maturi și ieșiți din izolare, ieșiți din decepții, lăsați gheața în care cineva sau o situație sau voi înși vă v-ați pus. Ieșiți, ia uite, la soare, apropo, și începeți și înfloriți. Creați abundență. Asta înseamnă maturitate, să vă vindecați de decepții. Interesant. Și asta susține în alegerile pe care, ia uite, proiecții. Proiecții, v-ați luptat, aveți oameni în jur negativ cu care a trebuit să vă luptați, ia uitați-le. Vedeți? Oameni care sunt nepotriviți direcției la care sunteți chemați sau înspre care, da? Conștiința voastră vă spune ceva și aveți parte de oameni, de proiecții, de situații neplăcute, agresive. Clarificăm minciunile. Hai, dăm. Nu sunt multe, câte sunt. Da, ia uite. Și asta, alte minciuni. Schizofrenia, doi de spade.
6 de spade, dar greutatea aceasta este să... Greutatea, aveți în cârcă, vi s-au pus în cârcă multe, da? Toți stau în cârca multora dintre capricorni, da? Și aici, aici e problema. Ce faceți? Vă detașați, pentru că 6 de spade asta înseamnă vă detașați de minciuni? Aici sunt alegerile. Sau le suportați? Sau le suportați? Și apare în context trezirea, ieșirea la... din proiecție. Stai, că de fapt conștiința mea este alta, îmi spune altceva, am văzut conștiința mai devreme. De fapt, eu sunt altcineva, nu sunt acea haină, această umbră, acea mască, da? Nu sunt, eu știu, cel pe care îi încălecați voi și faceți ce vreți cu... Vorbesc pentru niște capricorni care au trecut prin niște situații foarte neplăcute. Da, trebuie să încheiați acest capitol și să mergeți către succes. Și are un parteneriat, tigru și cu încă o persoană. Vedeți că suntem în anul tigrului, s-ar putea pentru unii dintre voi anul tigrului, nu întâmplător a venit mesajul, să vă fie de bine, să vă fie de succes, Doamne ajută. Curaj, curaj. Clarificăm prezentul. Aveți curaj să vă transformați și, repet, să vă alegeți oameni care au trecut prin situații grele și vă pot înțelege, uite, going with the flow. E un semn de apă. Aici ce este interesant? Că piatra, care voi sunteți reprezentați de pământ, da? Piatra, cea mai tare piatră, poate fi crăpată, sau mai bine zis, și crăpată și modelată de apă. Cât un pic, cât un pic, cât un pic, apar crăpăturile. Și crăpăturile vor fi... adâncite, poate și de turnuri, de cutremure, de evenimente neașteptate, dar apa, apa creează, să zic, designul. Din când în când trebuie să vă mai lăsați așa în voia emoțiilor pozitive, repet, pozitive. Și să aveți curajul să vă transformați. Iar emoții, vedeți? Iar emoții, iar apă. Dar nu să vă duceți jos în adâncuri, unde sunt pericole, ci să plutiți frumos deasupra. Iar semn de apă. Aveți încredere. Nu știu, cavaler, ceva de genul ăsta, da? În acest nou capitol, în acest nou capitol pe care îl puteți manifesta al vieții voastre, aveți un prieten, doi de cupe, da? Doi de cupe, semn de... Nu obligatoriu să fie semn de apă. Eu vorbesc ca și reprezentare alchimică. Vorba că aveți un prieten, aveți un suflet care vă ia alături și cu care puteți doi pomi, da? Pot manifesta abundența. Am văzut și creativitatea, am văzut și împărăteasa. Și vă completați, apropo de completion, vă completați unul pe celălalt. Frumos, aveți încredere, zburați. Nu e apă, e aer aici, dar totuși e semn de apă alchimic. Aveți încredere, asta înseamnă să... să simțiți că Dumnezeu e alături de voi. Clarificăm profesorul master. Poate unii ar trebui să dați la master. Vă recomand. E bine să faceți un master. Master. Clarificăm în viitor acest profesor. Master of Puppets. Nu este. Să fiți deasupra. Cu alte cuvinte, papăți fiind aici, minciunile să fiți deasupra manevrelor, manipulărilor, societății, ale familiei, ale religiilor. Repet, manifestate nesănătos, necoerent. Sau mai bine zis, nu religiilor, îndoctrinărilor. E o diferență între religie, religie și indoctrinare. Ia, clarifică master. Master, te rog frumos pentru capricorn. Ia o etalare mai... Ia uite. Trebuie să renașteți, ce frumos! În viitor veți renaște, curaj, aveți pe cineva. Sigur vă susține cineva. Și, dragii mei, poate e un viitor îndepărtat pentru unii acum. Pentru alții, poate mai apropiat. Renăscând,
renăscând, veți deveni voi profesori, pentru că veți ști cum să învățați pe ceilalți. Ideea este că renașteți din aceste trădări, 10 de spade, iar aer, gânduri negative, situații negative. Ați fost inițial umiliți, pe urmă s-a trezit, cum să zic, orgoliu în voi și apoi vă ieșiți și din orgoliu. Și începe să vă ascultați intuiția și să manifestați conform intuiției. E soarele aici, da? Aici e soarele și aici avem numărul 19. Frumos! Sunt mai multe etape în această renaștere, în această trezire. Frumos, frumos. Eventual interesant, poate și acest profesor, nu că poate cu siguranță, un adevărat profesor a trecut prin multe încercări și vă poate împărtăși din experiențele sale, că de fapt așa se și predă, nu? Bine. Voi vorbi pentru cineva, nu știu pentru cine. Integrare, integrați, interesant. Da? Trădările. Interesant, dacă aveți de-a face cu un profesor, probabil că profesorul acesta a reușit să integreze experiențele negative cu cele pozitive și să creeze un ansamblu armonios în el însuși. Iar este șarpele. A ieșit din ciclu, a ieșit din șablon. Acum este într-o altă zonă, deasupra șablonelor. Regina de monede, acum iar altă regină, da? În această nouă lume pe care o manifestați, din care ieșiți din această singurătate și un nou capitol. Dacă sunteți doamne, da? Probabil că sunteți chemate să vă rugați ca să căpătați înțelepciune cum să vă echilibrați. Depresiile, experiențele triste cu potențialele și cu bucuriile. I-am zis, eu sunt de cărți foarte spiritual. Nu știu cum a fost să fie, dar așa a fost să fie la voi. Rebelul. Clarificăm rebelul. Sfatul este să fiți rebeli. Să nu stați în lanțuri. Să investigați orice, să vă gândiți la orice lucru care vine pe cale oficială. Tot ce este oficial face parte dintr-un lanț, dintr-o colivie, dintr-o proiecție. Și dacă vreți să fiți voi independenți, bărbatul divin, femeia divină, care are și un bărbat în ea, o energie masculină în ea, trebuie să aveți grijă. Cum vă conduceți viața? Viața trebuie să vă faceți după regulile voastre, dar evident ar trebui să fie înțelepte. De-aia aveți nevoie de oameni puternici lângă voi. 3 de cupe și rebelul, interesant. Ieșiți din acele lanțuri, cum am zis, și bucurați-vă de viață, bucurați-vă de prieteni, de prieteni de calitate. Pentru unii dintre voi, 3 de cupe și rebelul poate să însemne, sau bărbatul sau împăratul, poate să fie întâlnirea cu bărbatul divin. Pentru unele, mai bine zis, da? Dacă puneți capăt unei căsătorii, pentru mine 10 de monede înseamnă căsătorie, căsătorie toxică, în care v-ați aruncat, da, ca să nu fiți singuri. Cam așa fac oamenii, din păcate. Oamenii se căsătoresc ca să nu fie singuri, se aruncă în necunoscut și au o parte de codependență, de toxicitate. Și uite așa, trebuie să încheiați un capitol, iar un capitol care v-a stresat foarte mult. Capitolul fiind proiecția voastră, a îmbrățișat proiecția altuia și a manifestat această toxicitate. Da. Bine. Hai, vedem o carte totuși, pentru că aici este sfatul, am zis, că trebuie să fiți într-o energie înaltă, să vă rupeți de aceste lanțuri. Și să vă bucurați de viață și de oameni și de prieteni de calitate. Prieteni, companioni, da? Probabil că aici este lanțul interesant. Aici este legătura. Da? Că cineva vă ține aici. Mai dăm o carte pentru sfat. Chiar dacă o să fie etalarea mai lungă, asta e. O ascultați și voi pe etape. Ce frumos, vocea interioară, Marea Preoteasă. Poate unde am văzut? Am mai văzut undeva o colaborare între bărbatul divin și, sau mai bine, împăratul și Marea Preoteasă. Unde era? La Berbeci, cred că am văzut-o.
În fine, e o colaborare. Ascultați-vă, trecând peste această colaborare, ascultați-vă vocea interioară. Doamnelor, intuiți că în curând, da, în curând, ar trebui să apară bărbatul divin, da? Pentru domni, tot așa, bucurați-vă de o energie feminină foarte subtilă, intuitivă și delicată. Ce pot să zic despre Marea Preoteasă? Pentru, cu ador, da? Ce pot să zic? Aș putea să spun mai multe, dar o etalare, da? Interesant semnul peștilor, dar nu obligatoriu. Asta înseamnă și casa 12, de a apare semnul peștilor. Casa 12 a necunoscutului, da? În care ne conectăm la, ca și aici, la o lume interioară, prin vis, prin meditație, prin călătorii astrale. Interesant. Aici este sfatul. Acum, fiecare, dacă simțiți nevoia să mai găsiți alte interpretări, adăugați-le cu înțelepciune. Cu înțelepciune. The breakthrough. Spargeți construcția și schimbați energia. Pentru că este dragoste. Fiți creatori. Cu dragoste vă creați viața. O nouă dragoste pentru unii. Posibil. O nouă dragoste poate să fie o dragoste secretă sau o bucurie secretă pentru unii. Dar e dragoste, e creație. Se poate crea. Iar nu e obligatoriu să fie dragoste, poate să fie și colaborare. Eu vă dau variante. Dacă vi se par prea multe, e problema voastră. Asta sunt. Selectați. Dacă vi se pare prea mult, căutați undeva unde e mai puțin. Acum, totalitate sau 5 de câte exterior pentru Capricorn. Poate unii dintre voi vreți să protejați, interesant, rebelul. Poate unii dintre voi vreți să protejați pe cineva din preajma prietenilor voștri sau colaboratorilor voștri. Vocea interioară vă spune că acel personaj are nevoie de protecție. De susținere. Protecția înseamnă și susținere energetică și de altă natură. Știți cum văd eu o imagine undeva la o curte imperială în care împăratul își protejează profesorul spiritual și, să zic, Marea Preoteasă, care este cea care se ocupă de ritualul și de conexiunea cu spiritualitatea, o protejează pentru că are nevoie de ea. În fine, sunt faine schimbările astea și de seturi de cărți și de, iar manifestare, succes, manifestare, succes, ieșiți, dar stați un pic. Asta e un mesaj în plus. Integrați-l unde vreți. Hai să vedem exterior, 5 de bâte. Eu zic că trebuie să ieșiți din acea energie karmică, din minciuni, din ce ați mai stat voi. Izolare excesivă, cuști. Sunt multe cărți. Ia, hai să vedem, compromis. Ați făcut prea multe compromisuri. Da, mai, ați făcut compromisuri. V-a stresat și 7 de bâte. Lângă un personaj care v-a stresat. Fiți creatori. Fiți creatorii vieții voastre, dar acest personaj este... Probabil și-a folosit forța creatoare într-un mod negativ, stresant. Interesant. Voi știți din acest personaj. Sau, interesant, a căutat în afara relației pentru unii dintre voi. E un personaj care a căutat în afara relației. Vedeți. Clarificăm participarea. Asta nu mă interesează. Participarea. Clarificăm ce își doresc capricornii. Clarificăm parte de participare. Participare. Interesant, aveți un 4 la sfat și aveți un 4 și în poziția dorințelor. Și aveți și aici un 4, dar sunt diferiți. Meditați pentru cei care vreți să învățați mai multe, să treceți altfel prin viață, da? Participare. Foarte multe.
Ce își doresc Capricornii? Patru de bute. Să participe. Unde? În ce? În ce? Oh, ce frumos! Pentru armonizarea vieților. 10 de cupe. Să participe. E un suflet pereche. Da? Patru de bute, suflet pereche, flacără geamănă și 10 de cupe. Fericire maximă împreună. Asta vă doriți. E dreptul vostru, al nostru, al tuturor. Da? Eu vă doresc succes. Doamne ajută. Dar pentru asta trebuie să ieșiți din niște, am zis, da, dați în urmă dacă vreți să mă ascultați și să vă alegeți oameni de calitate în preajmă. Să vă ascultați intuiția, Marea Preoteasă, să vă bucurați de viață, să ascultați intuiția, să vă bucurați de viață și să ieșiți din lanțuri. Să vă reconstruiți echilibru după regulile voastre, dar nu doar reguli absurde, tiranice, ci bazate pe spiritualitate, pe intuiție, pe dorința de a manifesta, da? 3 de cupe, 10 de cupe, armonie, 4 de bute. Au legătură. Au legătură ambele. E bine că au legătură, că uneori n-au legătură. Și aici este. Trebuie să ieșiți din sentimentul de vină. Probabil că cineva v-a creat acest sentiment. Poate ați avut oameni egoiști. Nu, cu siguranță, oameni egoiști zgârciți. Dar trebuie să ieșiți din sentimentul de vină, de stres mental și să împărtășiți din lumina voastră. Dar mai întâi trebuie să o găsiți, evident, să o sporiți și apoi să o împărtășiți. Aici este trezirea. Trezirea este că aveți lumină. Eventual, trezirea va aduce lângă cineva care oferă lumina. Își oferă lumina pe tavă și voi vreți și voi să serviți din această ofertă, da? Pentru că e încântătoare. Și vă vindecă de stres și vă... Asta e așa, comunic eu, așa, n-am cum să mă schimb. Și vă aduce bucurie, asta vă doriți. E o trezire pentru unii. Clarifică moralitatea, ce reușiți să faceți, moralitate. În primul și în primul rând vă schimbați viața unii dintre voi. Începeți să fiți receptivi la, am zis, oameni de calitate și manifestarea unei vieți de calitate, ca să spun așa, mai pe înțelesul lumii, da? Începe să fiți receptivi la sensibilitatea voastră, la visurile voastre, pentru că vă dați seama că dacă nu sunteți receptivi la aceste lucruri, iar vă întoarceți la trecut, care nu e plăcut. Dar e de înțeles, pentru că toți am trecut prin așa ceva. Eu acum citesc pentru niște capricorni care se trezesc. Bărbați, femei, nu contează. Clarifică moralitatea. Dacă cineva vă pune într-un triunghi amoros, ascultați-vă vocea interioară, da? Și păstrați-vă moralitatea, iar mesaje mai, să zic, mai umane, mai normale. Moralitate. Clarifică în regina de sfat de moralitate. Poate unii dintre voi, bărbați, vă doriți o femeie morală, receptivă, sensibilă și reușiți să o manifestați. Dacă sunteți bărbați, reușiți să o manifestați. Vă doriți aceste lucruri. Am văzut și la dorință, vedeți? Și se vede și prin ceea ce reușiți. Cele două femei, energii feminine, de cupe și de spade. Da? Iar, sunt mesaje și mesaje. Cine vrea să-mi povestească despre capricorni toxici, vă rog frumos, păstrați-vă comentariile, pentru că nu despre ei vorbesc. Vorbesc despre oameni normali care vor să se bucure de trezire și de o viață frumoasă. Succesul, interesant. Interesant, poate să fie un personaj de succes moral pentru unii dintre voi. Sau un personaj cu care puteți să aveți succes. O persoană morală, femeie, în mod special, sau energie feminină, cu care puteți să aveți succes. Pentru unii cu acest glob poate să fie și o persoană la distanță. Dar n-am foarte multe cărți care să-mi sugereze distanță atât de mare. Poate nesemnificativă. Însă, iar, e un personaj puternic cu care puteți crește moral. Corect. Înțelept. Dar trebuie să aveți răbdare, interesant. Deocamdată abundența nu se manifestă, a venit invers, pentru că trebuie vindecate niște chestiuni în viața voastră, în viața lor, da? În tăcere. Iar o energie maternă, trebuie să aveți răbdare.
în manifestarea acestui succes. Ori a colaborării pe care vă doriți cu cineva va fi de succes, dar trebuie să aveți răbdare. Poate să dureze 7 săptămâni, 7 luni, 7 zile e cam puțin, nu e absurd, da? Dar poate la 7 zile să fie altceva care să aducă succes. Să zic o idee, deși nu văd aș. Altceva. Dar ține de un succes care vine tot saturnian, tipic capricornilor, care vine pas cu pas, nu așa, hodron, tron, gata, a venit succesul. Clarifică și receptivitatea. Deci, dacă vă doriți un semn de aer, receptiv și moral, semn de aer, unii dintre voi, dacă vă doriți, puteți să aveți succes cu acest personaj. Sau semn de apă cu planete în semne de aer, iar, vedem ce mai fi, receptivitate. Pentru că ele dau bine împreună moralitate și receptivitate, sunt energii feminine înalte. Dar, repet, dacă sunteți bărbați și vreți să atrageți asemenea energie feminină, trebuie să fiți și voi într-o energie masculină înaltă. Să vă ascultați intuiția, să o dezvoltați, să o protejați, sau mai bine zis, informațiile de calitate pe care le primiți pe cale intuitivă. Pentru că prin intuiție primim și multe reziduri, apropo, energetice aici. De-aia zic, selectați ce primiți, doi de bâte, selectați și integrați. Clarifică receptivitatea. Pentru cine ai fi vorbit, vă rog frumos, spuneți-mi și mie. Receptivitate. Parcă și asta ar vrea să iasă. Vieța anterioare? Probabil. Poate să fie un personaj cu care ați avut niște vieți anterioare posibil, îndrăgostiții, colaborare sau dragoste. Vedeți și voi. Gemeni mai mult sau mai puțin, nu obligatoriu, dar e dragoste, poate să fie dragoste necondiționată, că tot aveți aici niște cărți care vorbesc despre un suflet pereche. Am văzut și prietenia, da? Pentru unii este, pentru alții colaborare, că și colaborările fructuoase le facem tot cu sufletele perechi, da? Asta e clar. Nu facem cu străinii. Dar trebuie să ieșiți din norme și să vă lăsați ghidați de îngeri, unii dintre voi. Dar asta mai dăm pentru receptivitate în bucate. Vieța anterioară, interesant. E karma. O karmă pe care o puteți rezolva cu succes în această viață, interesant, cu cineva. Dar cărțile arată vibrație înaltă. Ce apare aici? Iar apare existența. Comparați. Comparați. Comparați cu acest personaj sau acești oameni de calitate pe care îi puteți atrage dacă vă ridicați voi în vibrație, atrageți. Comparați cu oamenii necorespunzători, să zic, mai delicat, da? Necorespunzători vouă. Și manifestați o grădină interioară frumoasă. Manifestați muncă. Muncă care aduce abundență. Ieșiți din izolare, da? Ieșiți din izolare, din gheață, din decepții, din supărare, din lacrimi și munciți pentru a manifesta maturitate, abundență. Și pentru asta nu e vorba doar de munca personală, pentru că aici este cineva singur, într-adevăr. Este nevoie și de muncă personală, dar și de colaborare. Oricum aveți curajul că vă transformați în bine. Unii dintre voi, cei care vreți. Și uite așa căpătați experiență. Mi se pare interesant, mi se pare frumos, chiar îmi place. Eu am prieten foarte, foarte bun și colaborator foarte bun, Capricorn. Artist, arhitect, nu e român. Și foarte deschis către spiritualitate. Așa că cei care îmi vorbesc despre Capricorn toxic, ce am văzut și doamne Capricorn, ce... luptătoare, muncitoare, frumoase. Ia uite. Sweet William. Galanterie.
Grant me a single smile. Interesant. Și ce mai zice? Puritate. Inocența. Apropo că v-a apărut inocența de două ori. Puritate. Și ce mai zice? Bucurie, în fine. Ia, citiți și voi în engleză. Cel mai grozav moment... în momentul prezent, dacă... Am ochelari proști. Momentul prezent este plin cu bucurie și cu fericire. Dacă sunteți atenți, îl puteți vedea. Dacă nu sunteți, nu puteți să vedeți bucuria. Aici era ideea, da? Dacă sunteți atenți, puteți vedea bucuria și frumusețea și fericirea din fiecare moment. Dar depinde de voi cum sunteți. Iar joacă. În sensul frumos, zambilele. Poate să... Da, au început să apară zambilele, ce frumos. Joaca este o cale regală către copilărie, fericire. În fine. Și ce mai zice? Și lumina matură, ceva de genul ăsta. Frumos. Dar energia bună începe cu un simplu zâmbet către voi, în primul rând în oglindă, chiar dacă sunteți supărați, către ceilalți. Dacă aveți lacrimi în ochi, uitați-vă în oglindă, zâmbiți și aduceți-vă aminte ce frumoși sunteți și cum puteți să creșteți. Nu știu, e frumos. Hai, mai dăm o carte. Inteligență și frumusețe metală. Interesant. Wisdom, da? Inteligență și frumusețe mentală. Și ce mai apare? Gratitudine, recunoștință pentru înțelegere, pentru faptul că puteți înțelege lucrurile. Da, e Saturn care vă ajută să înțelegeți, dar trebuie să fiți și recunoscători pentru această capacitate. Măi, sper că v-a plăcut. Mie mi se pare interesant. Uneori mă fură poveștile acestea de viață. Ale unora cu siguranță sunt, nu ale tuturor. Recunoaștem că nu sunt ale tuturor, dar nu țin musai să vorbesc pentru toată lumea, ci pentru acei oameni care vor să mă asculte și să învețe din aceste talări. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!